Bătăjelul din prima la întâlnire cu Banu, are spațiu acolo. O rupe Rederid, ar putea să tragă de aici Câmpanu, face în coa lui Câmpanu. Mă așteptam să lovească mai bine balonul pentru că, iată, are culoare, are timp, își potrivește mingea. Nu fie cazul să vorbim despre arbitraj. Bate Nistor pe 6 metri, gol! Marcat de Ovidiu Bic, minutul 9. Craiova deschide scorul. De la distanță sau semi-distanță, aici înscrie din 6 metri, pune simplu latul. Cât de ușor s-a pierdut Marc. Să vedem această lovitură liberă. Vătăjelul trimite puțin peste transversală. A fost pe minge portarul Bodea. Șutul e puternic. Nu cred că atinge. A atins transvers. Da, cred că era prea aproape totuși, da, pentru Can. Da. Cicâldău șutează pe lângă poartă, a părut că minge. Pericolul atunci când vrei să vezi mingea și te plasezi atât de aproape de bani și parcă am demontat acele declarații. Dacă vrem mai mult, trebuie să oferim mai mult, ceea ce n-a fost cazul, mai ales după pauză aici. Dragu! Prima ocazie la poarta lui Piliaceli. Băieții lui nu forțează golul 2, marcarea golului secund, Câmpanu, bicicletă, trage, minge respinsă în față de Bodea. Care lui advers și pe fundașii laterali. Acum Camara îl are pe Tudorie în fața porții. Gol! Tudorie pune latul pentru... Jucătorul lansat de Oțelul Galați. Deci, Camara, foarte mult spațiu de manevră. Iată, se oprește. Cicâldău centrează de la colțul terenului. Papa pare excelent, lovește cu capul, dar trimite în brațele lui Bodea. Alexandru Cicâldău, care a înscris de 14 ori în stagiunea precedentă. Camara recuperează în careul advers. Camara așează pentru șutul lui Fedele. Mateo Fedele. Norii mari se văd la schimbări și la pauză. Uzunidis se-a băgat la pauză pe Tudorie și Camara. Au construit faza primului gol. Aici Camara îi oferă asistul unei alte rezerve, Fedele. Frumoasă execuția lui Mateo Fedele. Știam asta despre el. Trage.